Înainte de a începe prezentarea celor două formații, dați-mi voie să urez la mulți ani din partea clubului CSM Focșani 2007 tuturor celor care astăzi își sărbează ziua onomastică. La mulți ani și numai bine din partea noastră! Iată și cele două echipe care se vor întâlni astăzi la Focșani. Vom începe cu oaspeții, ACS Voința Limpeziș. În poartă cu numărul 1, Iulian Răduță. Cu numărul 5, Alexandru Lazar. Cu numărul 77, Charles McCarthy. Cu numărul 10, Alexandru Lemnaru, care este și capitanul echipei. Cu numărul 19, Ionuț Vișan. Cu numărul 6, Mauricio Ospino. Cu numărul 11, Florin Frigea. Cu numărul 3, Acumba Ainzaghia. Cu numărul 9, Florin Bratu. Cu numărul 94, Niarco Ofori. Cu numărul 33, Dragoș Bratu. Rezervele formației oaspete. În poartă cu numărul 21, Florin Neagu. Cu numărul 30, Robert Ayanga. Cu numărul 4, Elias Argumedo. Cu numărul 82, Cosmin Togan. Cu numărul 8, Nicolae Dumitru. Cu numărul 2, David Avanu. Cu numărul 99, Mădălin Constantin. Și cu numărul 7, Teodor Nau. Vă spuneam, capitanul echipei, Alex Lemnaru, numărul 10. Antrenor principal, Virgil Nițoi. Delegat, Costel Dedu. Director sportiv, Mircea Șarpe. Și mai este în staful formației oaspete, Ioniță Dedu. CSM Focșani 2007. În poartă, cu numărul 33, George Păduraru. Cu numărul 4, Luciana Casandrei. Cu numărul 14, Sorin Săpunaru. Cu numărul 22, Robert Riza. Cu numărul 18, Alex Dumitru. Cu numărul 3, Rafaele Stroie. Cu numărul 15, Andrei Mazilu. Cu numărul 30, Marius Pahonțu. Cu numărul 24, Cristian Ciobanu. Cu numărul 95, Răzvan Gorovei. Și cu numărul 11, Frank Ceasem. Rezervele formației noastre. În poartă cu numărul 13, Sorin Preda. Tot în poartă cu numărul 12, Flaviu Bodea. Jucător de câmp. Cu numărul 8, Levi Ben. Cu numărul 98, Răzvan Tamașii. Cu numărul 25, Teodor Dănilă. Cu numărul 21, Robert Enache. Cu numărul 23, Lorenzo Stoica. Cu numărul 17, Mihai Negoiță. Cu numărul 7, Dragoș Oprea. Capitanul echipei noastre, numărul 24, Cristian Ciobanu. Antrenor principal al echipei, CSM Focșani 2007, Octavian Grigore. Antrenor secund, Adrian Senin. Asistent medical, Gabriel Bratu. Delegat, Gheorghe Căldare. Dragi prieteni ai fotbalului, arbitrii partidei de astăzi de la Focșani. La centru, Mădălina Gherghi din Buftea Ilfov, ajutată la cele două linii de Ioan Alexandru Negru, tot din Buftea Ilfov, și Ana Pușcașu din Iași. Observator arbitrii, Costică Manasă din Bacău, iar delegatul jocului, Simona Renta din Galați. Iată și celelalte partide din etapa a treia, Ligii a treia, Seria a doua la fotbal. Astăzi, de la ora 17, se mai joacă Dacia Unirea Brăila, ACS Viitorul Șuțești. Mâine, 9 septembrie, de la ora 17, Unirea Braniștea întâlnește pe Sporting Liești. Metalul Buzău va juca cu Viitorul Ianca, iar ACS Hamangia Baia va întâlni pe CSM Râmnicu Sărat. După două etape, clasamentul Ligii a treia, Seria a doua la fotbal este următorul. Pe locul întâi, Metalul Buzău cu 6 puncte, golaveraj plus 11. Pe locul 2, CSM Focșani 2007, tot 6 puncte, golaveraj plus 4. Pe locul 3, Sporting Liești cu 4 puncte. Pe locul 4, Viitorul Ianca, tot 4 puncte, golaveraj inferior. Pe locul 5, Dacia Unirea Brăila, un singur meci jucat, 3 puncte. Pe locul 6, Unirea Braniștea, 3 puncte. Pe locul 7, Hamangia Baia, 0 puncte, dintr-un meci disputat. Pe locul 8, CSM Râmnicu Sărat, 0 puncte. Pe locul 9, Voința Limpeziș, 0 puncte. Pe locul 10, Viitorul Șuțești, cu 0 puncte.
În minutul 18 al partidei, schimbarea la CSM Focșani 2007, a ieșit cu numărul 14 accidentat Sorin Săpunaru și a intrat cu numărul 17 Mihai Negoiță. Se încheie prima repriză la Focșani, CSM Focșani 2007, ACS Voința Limpeziș 0-0. Revenim în scurt timp. În minutul 50 al meciului, deschidere de scor la Focșani 0-1, a înscris cu numărul 30 de la Voința Limpeziș, Robert Ayanga. Patru schimbări la CSM Focșani 2007. Minutul 58 al meciului, au ieșit portarul George Păduraru, Alex Dumitru, Rafael Stroie și Marius Pahonțu. Au intrat în poartă Sorin Preda, Levi Ben, Răzvan Tamași și Robert Tenache. În minutul 74 înscrie cu numărul 15 Andrei Mazilu. 1-1 CSM Focșani 2007, ACS Voința Limpeziș. Încă un sfert de oră din această partidă. Focșani 2007. În minutul 85 al meciului înscrie cu numărul 11 Frank Ceasem din centrarea lui Răzvan Gorovei. 2-1 CSM Focșani 2007, ACS Voința Limpeziș. Ultimele 5 minute ale acestei partide, etapa a 3-a, Liga a 3-a la fotbal. Și urcă forță! În minutul 45 plus 5 al reprizei secunde, gol! CSM Focșani 2007 înscrie cu numărul 24 capitanul echipei Cristian Ciobanu. 3-1 CSM Focșani 2007, ACS Voința Limpeziș. Final de meci la Focșani. După 90 de minute plus prelungiri, CSM Focșani 2007 câștigă cu 3-1 în fața lui ACS Voința Limpeziș din județul Buzău.
Echipa noastră acumulează 9 puncte după 3 etape disputate. Etapa viitoare, a patra, sâmbătă 16 septembrie de la ora 17, CSM Focșani 2007 va juca în deplasare cu Viitorul Ianca, iar în etapa a cincea, vineri 22 septembrie de la ora 17, CSM Focșani 2007 va întâlni aici pe Milcovul Sud, formația Unirea Braniștea. Felicitări echipei noastre pentru această victorie, am revenit de la 0-1, am câștigat cu 3-1. Weekend plăcut în continuare tuturor, numai bine! Și la mulți ani încă o dată celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. La mulți ani, numai bine!